Bine v găsit, prieteni, și acum mă adresez fiecăruia dintre voi. Dacă ți se va părea interesant clipul pe care urmează să-l vezi, mai am multe altele, de asemenea foarte interesante, dă un like, dă un share, abonează-te la canal și dă click pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou, abonează-te la newsletterul meu astfel încât să primești săptămânal pe e-mail informații extrem de interesante pe teme de sănătate și mă poți sprijini cumpărându-mi o cafea. Atât pentru newsletter, cât și pentru Buy Me A Coffee, linkurile sunt jos în descriere. Și acum, intru în subiect. Bine v-am găsit, prieteni, vedeți solicitarea lui John Cospin pe ecran. Dorește o dietă pentru slăbit. Eu nu recomand diete, ci recomand un stil de viață și anume postul intermitent, asociat cu reducerea consumului de carbohidrați, adică zahărul redus cât mai mult dacă s-ar putea eliminat, dar sunt conștient că pentru majoritatea populației nu, se po nu poate fi eliminat, atunci consumați strict ocazional, cel mult o dată pe săptămână, într-o cantitate mică. Trebuie redus consumul de produse cu făină, consumul de cartofi, orez, miere, pentru că toate au carbohidrați și o să vă explic imediat care este mecanismul prin care ne îngrășăm și ce putem face pentru a inversa acest mecanism și a slăbi. Ne îngrășăm, din cauza unei secreții, un nivel crescut al insulinei în sânge, pentru că insulina, pe metabolismul grăsimilor, produce, stimulează depunerea grăsimilor în organism și împiedică arderea acestora pentru a obține energie. De ce este crescută insulina? Insulina este crescută atunci când se consumă o cantitate prea mare de carbohidrați, despre care, care vă spuneam mai înainte care sunt aceștia. Ce se întâmplă în momentul în care în sânge crește glicemia, pancreasul secretă insulină pentru a readuce glicemia la normal. Însă insulina are și efectele despre care vă spuneam pe metabolismul grăsimilor. În timp, dacă acest consum de carbohidrați este zi de zi uh, exagerat, insulina este la un, nivel scăz, la un nivel crescut cea mai mare parte a timpului, astfel încât în timp se produce acumularea de grăsime și apare obezitatea. Pentru faptul că la un moment dat, celulele devin rezistente la acțiunea insulinei, glicemia crește și atunci pancreasul secretă și mai multă insulină, accentuând acumularea de grăsime. Celulele la un moment dat devin rezistente și la acest nivel crescut al insulinei. Atunci pancreasul secretă și mai multă insulină. Până când la un moment dat, indiferent cât de mare ar fi nivelul insulinei în sânge, celulele nu mai răspund la acțiunea acesteia, și astfel încât apare și diabetul de tip 2. Deci, mai întâi apare obezitatea, creșterea în greutate, obezitatea și în final apare și diabetul de tip 2. Pentru a inversa acest mecanism, trebuie să reducem și să ținem redus nivelul insulinei pe o perioadă cât mai lungă de timp din zi. Și facem asta odată, v-am spus, prin reducerea consumului de carbohidrați și a doua oară prin post intermitent. Postul intermitent este o pauză alimentară de cel puțin 14 ore în care mâncăm de cel mult 3 ori fără niciun fel de gustări între mese. Putem să mâncăm orice cu restricția de carbohidrate despre care vă spuneam. Mai multe detalii despre postul intermitent și pentru rețete pentru slăbit și pentru cafeaua cu lei de cocos care ne ajută să ținem postul intermitent, să avem o pauză alimentară lungă și reduce și pofta de dulciuri, am făcut niște materiale, intrați pe profilul meu, dați click sub motoul stil de viață sănătos Completați formularul și le veți primi pe e-mail. Dacă mă urmăriți pe Facebook sau pe YouTube, linkurile sunt în descriere. Deci, nu sunt adeptul dietelor, dietele sunt hipocalorice, deci cu un re consum redus de calorii, dar nu pot fi ținute pe timp îndelungat pentru că ne este foame tot timpul. Un postul intermitent nu trebuie să ne fie foame. Sau, da, nu trebuie să ne fie foame pentru că la masă trebuie să mâncăm normal tocmai pentru a nu ne fi foame. Sigur, dacă vrem să obținem rezultate mai bune, atunci prelungim pauza alimentară și scădem numărul de mese până la nivelul de o masă pe zi. Eu luni de zile am ținut și chiar și acum, în general, țin o masă pe zi. Da? Și efectele s-au văzut. Eu în 3 luni am dat jos 20 de kg și am multe testimoniale de la voi cu 20-30 de kg, 40 de kg am avut pe cineva, 12 kg. Deci rezultatele sunt foarte bune și foarte important este, pentru că nu ne este foame, putem să-l ținem pe timp nedefinit și de aceea se numește stil de viață. Pentru că oricum are și multe alte avantaje, e antiinflamator, scade reglează imunitatea, este bun ca adjuvant și în terapia cancerului. Deci sunt foarte multe beneficii pe care le obținem de pe urma acestui stil de, de viață. Vă mulțumesc, pe data viitoare, sănătate, la revedere!